Un accident șocant a avut loc în județul Suceava, acolo unde un angajat al armatei a lovit un biciclist și a fugit de la locul faptei. Este vorba despre o tânără de 31 de ani, cadru militar, care a consumat băuturi alcoolice și a lovit un pensionar de 65 de ani. Victima a ajuns la spital cu răni grave. Un biciclist în vârstă de 65 de ani care se deplasa pe marginea carosabilului pe lângă bicicleta a fost lovit de o mașină condusă de o șoferiță care s-a dovedit a fi angajată a Ministerului Apărării. În urma accidentului, bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral acut deschis, iar șoferița a părăsit locul accidentului. Conform declarațiilor persoanelor care au asistat la eveniment, angajata mea PN, Andreea Dascălu, a fost identificată de către polițiștii dorneni la o distanță de aproximativ 500 de metri față de locul accidentului. Șoferița a fost găsită în mașină dor dormind cu capul pe volan. Polițiștii dorneni au testat-o cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat o concentrație de 1,77 la mie alcool pur în aerul expirat. Femeia de loc din comuna Șaru Dornei este militar profesionist, angajată în cadrul unității militare din Prundu Bărgăului, județul Bistrița-Năsăud.